Examenul național de bacalaureat, sesiunea august 2024 începe pe 8 august cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În județul Suceava, pentru susținerea examenului s-au înscris 1057 de candidați. Dintre aceștia, 231 de candidați vor susține evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, 250 candidați evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională iar 221 de candidați evaluarea competențelor digitale. În ceea ce privește probele scrise, 537 candidați s-au înscris pentru proba la limba și literatura română, 672 candidați la proba la alegere a profilului și specializării, iar 697 candidați vor fi evaluați la proba, la alegerea profilului și specializării. Organizarea și desfășurarea examenului va avea loc în trei centre de examen din Municipiul Suceava, și anume Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, 392 candidați, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 359 candidați și Colegiul Tehnic Petru Mușat, 306 candidați. Pentru evaluarea lucrărilor scrise a fost constituit un centru zonal de evaluare la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava. Pe 12 august urmează evaluarea competenței Digitale, iar în zilele de 13 și 14 august, evaluarea competenților lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Luni 19 august va avea loc prima probă scrisă din cadrul celei de-a doua sesiune a Bacalaureatului 2024 la Limba și Literatura Română. Marți, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, iar pe 21 august va avea loc proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 26 august, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12-18. Pe 30 august candidații vor afla rezultatele finale.